Ok, am revenit la o nouă probă challenge, provocare a echipei de producție pentru mine. A venit acel moment de dinamism al săptămânii. 4 ingrediente care se află în acest coș, despre care eu nu știu și care o să mă provoace sau să-mi provoace creativitatea în cel mai spectaculos mod, să sperăm. O singură regulă, 30 de minute, 4 ingrediente și trebuie să gătesc cu toate 4 la un loc. Bineînțeles, cu tot ce am pe masă, adică ce mi-aleg și ce mă inspiră. 30 de minute, hai să vedem. Mamă. Deci eu mi-am dat seama că voi alegeți de fiecare dată monoprodus. Ori îmi dați proteină, carbohidrați, acum îmi dați vegetale, orez. Deci doi carbohidrați și două legume. Varză, gulie, orez și humus. Și 30 de minute. Nu m-am gândit încă ce trebuie să fac, dar o să dau drumul la timp. 30 de minute din momentul ăsta. Ce pot să fac? Gulia îmi place foarte mult. O curățăm frumos, o putem găti imediat în tigaie. Și o să fac și varză gătită în tigaie, frumos, orez gătit separat și cu humus din năut putem să facem, să mă complic sau să fac mai simplu, nu știu, pare complicat. Mă adaptez, încă nu știu exact ce vreau să fac, știu că trebuie să pun niște apă pe foc și să spăl niște orez. Bun, întotdeauna când avem orez, îl punem și trebuie să-l spălăm. Și dacă punem, să zicem, 50 de grame de orez, o să folosim 100-150 de mililitri de apă. O să acopăr oala cu o farfurie și o să am foarte mare răbdare. Bineînțeles, nu trebuie să uit nici sarea. Și adar orez. Orez simplu, pe care aș putea să-l combin cu niște humus. Dar hai să vedem cum decurg lucrurile. Gulia provine din aceeași familie cu varza, sunt brasicee, deci sunt pe aceeași linie de gust, gulia fiind un pic mai spre ridiche, dar ne vom descurca cu treaba asta. Varza este un ingredient pe care eu, sincer, îl iubesc și aș vrea să o gătesc cum nu v-ați mai gândit niciodată, ca pe o bucată de carne. Să tai o felie, tai întâi cotorul și să păstrez următoarea bucată, să păstrez doar miezul și o să dau drumul și la cuptor, pentru că îmi va trebui cuptorul la mijlocul probei. 200 de grade, fără umiditate, 15 minute. Bun. Puțin ulei în tigaie. Am semi-pregătit varza, o să merg cu gulia. Dacă stă să mă gândesc că, la urma urmei, nu e o probă atât de grea, să vreau să folosesc și aceste tije, care probabil de multe ori dumneavoastră le aruncați la gunoi. O să vă arăt că se pot folosi. Încercăm să irosim cât mai puțin cu putință. Și ca pe măr, o să încep să decojesc frumos gulia. O să iau și un cățel de usturoi. Și v-am spus că o să folosesc bucata de varză ca pe o bucată de carne. Uleiul, hai să mai pun ceva ulei. Să iau și niște cimbru de aici. E foarte la îndemână. Dacă l-am la dispoziție, de ce nu? Și am să pun bucata de varză. Încercând să o ung foarte bine cu ulei. Plimbând-o așa prin tigaie. Miroase deja foarte tare usturoiul, cimbrul își lasă aroma. Puțină sare, puțin piper. Și apoi, când o să o întoarcem, o să pun și niște unt. Mă ocup de gulie. Vreau să o tai cu bulețe. Să le aleg pe cele mai frumoase. Așa. Și am să încep să le tai. Mai am 22 de minute. Îmi place să-mi dau presiune așa, îmi place să mă țin activ. Astea sunt cubulețele de gulie. Cubulețe de gulie și sunt pregătit să întorc varza. Exact asta îmi doresc, culoarea asta frumoasă.
Și momentul ăsta o să fac cel mai decadent lucru în bucătărie. Să pun niște unt. Dar și puțin ulei pentru a crește temperatura de ardere a untului. Și acum o să iau bucata de varză la uns cu unt. Deja și-a schimbat culoarea. Și 20 de minute am timp berechet să o gătesc la cuptor. Nu irosim nimic. Dăm tigaia deoparte. Avem floarea de varză. O să torn doar puțin din untul cu uleiul de măsline și o să o introduc la cuptor. Avem 220 de grade în momentul ăsta. Și o să o pun 15 minute. Foarte important este starea la gulie. Îmi place foarte mult cum se comportă, pentru că scoate toată dulceața și se caramelizează foarte bine bucățile, așa cum le tăiați. Fin. Și uliile ajung în tigaie. Pentru că lucrăm pe aceeași filieră, am și niște kale pe care vreau să-l folosesc. E bine să știți că, na, aș putea să folosesc și frunzele de gulie. Hai să le folosesc așa. Să fie ca niște bucățele de tijă de pătrunjel, să-i spun așa. Ia uitați ce frumos arată. Dar o să le pun mai la final. Bucățile de gulie deja au început să se rumenească foarte, foarte repede. Usturoiul e acolo încă în tigaie să ne dea aroma aceea minunată. Mai vreau niște sare. Tai și frunzele de gulie. Așadar, am luat și tijele și frunzele, doar coaja am aruncat-o. Atunci când avem varză la dispoziție, avem nevoie și de aciditate, pentru că varza, gulie au foarte multe zaharuri. Am nevoie de niște aciditate. Și o să folosesc niște zeamă de lămâie. O să scoată în față un gust aparte și o să neutralizeze și balanceze dulceața aceea. Aș vrea să gust un pic. Vreau să văd dacă are sare. Mamă! Wow! Dulce, puțin sărat, foarte puțin sărat și lămâia, mamă, scoate totul la un alt nivel. Lămâia cu musul merg foarte bine împreună și asta va merge ca o mânușă. Ok, mai vreau niște kale. Am nevoie de niște kale. Intră în scenă varza minune. Plină de antioxidanți, chiar și proteine. Un aliment complet demn de orice dietă. Și kale-ul o să-l amestec cu frunzele de gulie. Mamă, 12-13 minute. Trece repede timpul când vorbești și lucrezi. Tijele de gulie ajung în tigaie. E momentul să scot usturoiul de aici. Sunt mulțumit cu ce am aici și atunci am să scot totul într-un bol. Cubulețe de gulie. Mai departe, tigaia asta o folosim și o răsfolosim fără să o ștergem, pentru că aici e toată aroma noastră. Puțin ulei de măsline. Și o să vreau să folosesc kale-ul și gulia. Vreau să călesc un pic frunzele astea minunate. Da. Puțin piper. Sare. Și aici o să o facem pasta. Oprim căldura. Le mai lăsăm un pic. Și o să pun niște smântână grasă. Să lege un pic toată combinația. Am nevoie iarăși de acru. Și asta o pun aici, separat. Ok, hai să vedem. Ia uitați orezul. Mai are foarte puțină apă.
Hai să vedem ce gust are înăuntru, că nu l-am gustat. Are sare, e foarte bine echilibrat. N-are usturoi, dar nici nu o să-i pun. O să-l folosesc pentru orez. Treaba asta, verde, chel și gulie, are nevoie de sare. Și o să o amestec în orez. 5 minute. Haideți să vă arăt și dumneavoastră că e gata, da? Aici e aproape cotorul, da? Ia uitați. Bun, haideți să vedem. Bam! Ia uitați-l. Ăsta e orezul. Așa îmi doresc să fie. Ia uitați-l. Este umed, da? Nu e foarte uscat și foarte important, este gătit. Se vede bob cu bob. Chiar sunt fericit pentru cum a ieșit orezul. Și aici, aș vrea să vă arăt o chestie care merge cu tot felul de lucruri. Orezul poate fi combinat cu piureuri, da? Pentru mai mult gust. O să iau din orezul acesta simplu și pentru că am humusul lângă mine, o să amestec niște humus. Și atunci orezul, care practic e neutru la urma urmei, va lua acest rol de textură într-o garnitură. Dar gustul va fi preluat în totalitate de... Ia uite ce frumos se vede, ce untos. Da? E aproape ca un risotto. Deși este un orez cu bob lung, mai mult de origine orientală. Și, așa cum v-am spus, extra o să adaug și frunzele de gulie și kale. Așadar, în continuare, adăugăm și mai multă aromă unui panal orez. 2 minute, avem totul aici, depinde cum vrem să montăm. O să pun niște orez cu humus, kale și frunze de gulie, după care o să vin cu această inimă de varză, care o să încerc să o păstrez cât mai intactă, peste care o să vin cu gulia și puțin ulei de ceapă, dintre la de care ați învățat să faceți. Și puțin ulei. Și cam asta este versiunea mea de orez, humus, varză și gulie. În doar 30 de minute. Cu toate cărțile pe masă, sincer, vă spun. Poftă bună! A venit momentul mult așteptat, partea de relaxare, și anume degustarea. O să iau tot așa din floarea de varză, să tai. Orez cu humus și bucățele de gulie. Hai să vă spun ceva. O sunt foarte sincer. Și poate dacă le veți lua pe toate în parte, așa nu o să vă încânte foarte tare. Dar când vin, sincer, când vin toate în gură, mi se pare că se îmbină perfect. Sunt foarte mândru de acest dish. Și cu siguranță, la sfârșit, putem să facem o carte de bucate din aceste challenge-uri minunate pe care mi le dau colegii mei. Așadar, nu uitați că un frigider și o cămară cu doar 3 ingrediente pot fi mult mai bogate decât unele cu 20. Încercați și voi! Tipsul de astăzi se bazează pe această minunată legumă pe care cu toții o iubim, broccoli. Și nu numai despre broccoli, cât despre tehnica prin care putem găti niște legume verzi. Și anume tehnica care se numește blanșare. Blanșare sau opărire, se spune în limba română, este un proces care se bazează pe apă. Și pe gătirea în apă clocotită. Foarte important, apa trebuie să fie doar clocotită, nu călduță și începe să clocotească odată ce am pus leguma în interior. Nu, apa trebuie să fie clocotită, trebuie să fie cu sare și de-abia de acolo începem să gătim. Ei bine, o să rup în buchețele broccoliul nostru, le punem
în apa fierbinte și o să observăm instant că deja devin mult mai verzi buchețelele noastre, pentru că se fixează instant și clorofila în interiorul fibrei. Acum, din acest moment, avem 4 minute, apa fierbe, separat un bol cu apă rece, foarte rece și chiar și gheață. Foarte important, în momentul în care am terminat procesul de gătire, să scufundăm într-o baie rece, pentru că oprim instant procesul de gătire. Astfel încât gătim brocoliul fix cât avem nevoie, aceste 4 minute, punem în apă rece, oprim procesul de gătire și apoi putem să facem ce vrem cu el. Putem să facem niște paste, putem să-l punem în cuptor, putem să-l punem în mâncărici, în salate, în tot ce ne stă în minte. După 4 minute obținem niște frumuseți dintre astea super verzi pe care le scăldăm direct în apă rece cu gheață. S-au răcit brusc și apoi putem să le punem pe un șervețel. Ține cu dinții de angajații care lucrează cot la cot cu ea și își păstrează întotdeauna clienții fideli aproape. Melinda, invitata mea de astăzi, vine tocmai din Maramureș și a îmbrăcat perfect hainele Bucureștiului. Trebuia să vin și într-o ie, bună! Cum ai ajuns în calea mâncării sau ea a venit în calea ta? Simt datorită sau din cauza lui mama, nici nu știu exact cum e corect spus. Când l-am cunoscut pe actualul meu soț, pe Teo, el gătea și eu nu. Și stăteam într-o zi în bucătărie, într-o seară, el făcea de mâncare și eu stăteam cu pahar de vin în mână. Și beam. Și mă suna mama și mă întreba ce fac. Uite, stau cu iubitul meu, el gătește, eu beau. Și nu pot să reproduc ce mi-a zis, dar pe scurt, pe ce fata am crescut eu că nu e capabilă să facă de mâncare la bărbat? Și m-am apucat să fac de mâncare. Și m-am apucat inițial să fac gemuri, cu toate că lui nu-i plac deserturile. M-am apucat să fac gemuri, după aia am început să gătesc acasă și treptat, mă rog, îmi spunea el, îmi dădeam și eu seama, mai chemam prieteni pe la noi și mâncau din ce găteam și mi-au spus că mă pricep. Și încet încet mi-am dat seama că asta îmi place să fac și așa m-am apucat de gătit, că mă certa mama. Ia spune-mi, panini sau mămăligă cu brânză? Mămăligă cu brânză. Mici sau sarmale? Sarmale. Ai acasă o instituție a umorului în sine. Cum da. Merge umorul? Am tot sperat că poate să se cumva, nu știu, prin ce metodă să dă mai departe, dar... La ce te uiți când intri prima oară într-un restaurant? La baie. Da? Dacă e curată baia. Uh-huh. Dacă e curată baia, atunci e curată și bucătăria. Prosecco sau șampanie? O să zic prosecco, dar eu spun spumant, că ăla îmi place mai mult, dar prosecco, dintre prosecco și șampanie. Ia spune ingredientul tău preferat. Băi, o afumată și ouă. Când ai ocazia să le încerci pe amândouă, pentru că avem o mică provocare pentru tine și știu că este un ingredient pe care îl stăpânești foarte bine. Aproape foarte bine. Înainte să intrăm în carantină, noi ne făceam aprovizionarea o dată pe săptămână de ouă. Marțea de obicei ne veneau ouăle. Și ne-au venit 25 de cartoane de ouă marți și noi sâmbătă seara am intrat în carantină. Pe 15 martie s-a băgat izolarea obligatorie. Și am rămas cu vreo 400 de ouă acasă și m-am apucat să gătesc lucruri cu ouă. La un moment dat aveam tot frigiderul plin de ouă murate, marinate, din toate soiurile, cu sfeclă, cu soia, cu oțet balsamic, cu turmeric. Deci aveam borcane peste borcane în frigider. După aia am apucat să gătesc cu ele, să fac prăjituri cu multe ouă, să scap de ouă. Uite, astăzi o să ne demonstrezi varianta ta de 10 minute și 2 sau 3. Putem să fierbem doar apă și să o ard, nu știu, în alea 10 minute. Bine, bun, da? Facem Hai, asta. Hai, bucătărie. Da. Mulțumim mult. Mulțumesc și eu că m-ați schimbat. Melinda, ești pregătită? 10 minute? Da. Fii atentă, că am avut o concesie de 3 minute, pentru că faci o ofertă. Facem o ofertă, da? Bun. Și ne e greu să scoatem o ofertă în 10 minute cu tot ce avem de făcut. Bun. Deci ce o să facem? Facem ouă marinate. Ouă marinate în sos de soia, cu ceapă verde, usturoi, ardei iute și o să încercăm să le punem pe un
sandwich. Deci avem 6 minute, nu? Pentru ouăle fierte moi, ai spus. Da, 6 minute. De momentul în care fierbe apa, le-am pus 6 minute. Da? Adică fierbe apa și apoi le punem la fiert. Nu le punem în apă și așteptăm să fierbe apa. Bine, hai să ne apucăm de treabă, că uite, deja a trecut un minut vorbind. O să te rog să mă ajut să toci usturoiul. Usturoiul, ok. Hai, tocăm doi căței, doi căței mărunt. Doi căței mărunt, da. Așa, bun. Asta o facem 3 ouă doar. Nu facem... Da, deci nu facem cantitatea... Nu facem cantitate mare. Da. Aveți 6 minute deja, nu? Da, trebuie să le scot. Eu mă ocup. Stai liniștită. Mai ai 15 secunde, mai poți să le luai la așa. 15 secunde unde ai lăsat Poiange, nu? Unde e Poiange, nu e aici. Bun. Așa. Pac, 8, 7, 6, pa, 3, 2, 1, le scot. Da. Foarte important să le punem în apă rece. Da, să le oprim gătirea. Și? Pentru că și să se poată curăța. Bravo. Ușor. Asta e. Deci tu ai făcut ardei iute, acum tai ceapa verde. Poți să ne spui rețeta după... Rețeta de 6 ouă, un borcan de 800 de mililitri, 6 ouă fierte moi, 130 de mililitri de soia, 100 de mililitri de apă, 80 de grame de zahăr, o lingură mare de sare, o lingură mare de oțet, 5 căței de usturoi, 4 fire de ceapă, 4 ardei iute. Totul amestecat, pus ouăle în borcan, pus conținutul peste, după lăsat peste noapte și după aia bun de mâncat. Așa. Soia. Aici, soia. Așa, să punem soia. Vrei să prăjim un pic felia pâine, de pâine? Pâinea, da? niște unt, da. Mai avem 4 minute și jumătate. Crezi că ne descurcăm? Dacă prăjești acolo repede... Da, prăjește. Să pun aici. Mamă, dar e minunată. Felia asta de pâine e... Dumnezeu. Sandwich. Ce brânză ai acolo? Brânză, cașcaval afumat, telemea și sfărâmată de burduf. Mai avem 30 de secunde. Dăm pâinea. Uite, pâine. Așa. Vrei să o tai mai mică? Nu, lasă-o acolo. Da? Ok. O, mamă, deci cum arată ouăle astea murate. Așa. Putem să mai tăiem unul, dacă vrei. Da, mai tăiem unul. Haide. E și stângace. Unul, gata. Sandwich cu telemea de văcuță. De văcuță, așa. Și ouă marinate. Pâinea prăjită în unt. Și mărar am pus deasupra. Ah, și boia afumată. Pentru că e unul din ingredientele mele preferate, da. Hai să încerc să-ți dau cu mai mult. Cu brânză. Da. Așa. Perfect. Am să fac cu Monica de pe ce să-ți bag tot în gura. E ok? Băi, super delicios. Voi trebuie să faceți ouă murate sau marinate acasă. Sunt foarte bune. Sunt ușor de făcut. Alea în sfeclă. Sunt mai ușor de făcut. Că le faceți frisca și castraveți murați, dar adăugați sfeclă. Și o ouă fierte tare. Și atât.